mâncarele iangului, iarul mere împedecat, iancul mere supărat pentru un hoț de împărat. Iancule, măria ta, lasă tu jurul prăda, că-ți dau vin cu videra și galbeni cu litera. Strigă bărnuț din Sibiu, că ardealul lui pustiu, strigă iancul de la munte, nu te teme, mei accente, că și eu vin de la munte cu 8.900. Că am început de peste 2000 de ani să spun ceva în istorie și să rămână. Am socotit să atac întâi, să făptuiesc și apoi să-mi strobot vorba la fântână. Am zămislit lăcașe la izvor, pe lângă turme veche în pădure, aici în Transilvania, între stejare. Vă jur că sunt întâiul pe săcure. Când doborât am gorul dintâi și l-am vârât sub vitele din șură, vă spun prin steaua dincolo de nori, că n-aveam frica nimănui în gură. Guba din spate câte mii de ani n-au tras de ea, de vie s-o despaie. Dar guba mea din piele de boi și trăsnetul în stirpe ei să doaie. Și apoi aceste porți în Maramu, la ce-am înălțat eu are piramide? În dosul lor să morfe un bucos, un morboloc bucos în aburime. Și aceste turle ce le vezi sosim, șurdești și eudurile roată, acest purul duh izbăvitor cuvânt, cine să-l spună dintr-o dată? Transilvanie, tron pentru Silvan, zeul pădurilor romane, te-a deșteptat la togă din Sumane. Ți-a potcovit opincile din nou cu raful carelor străbune, pe drumurile dreptului Traian să poți călca pe șarpe și tăciune. Iancu apoi și Horea cel sfânt, cu cămașa focului în spate, vestește neam dreptatea fără moarte. Avem un drum de tras în univers și dincolo prin sânge în afară, de nu intrăm de mici cu fiecare în jug, rămâne țara starpă și barbară. Încolo vremea m-a crescut omul cu boii pe coline, boierea război până lângă prunci, uzând în pânză veacul care vine, și m-am aflat în taină îmbrăcat de sărbători, în straie de furtună, acolo în blaj, între stejari, cu busuiocul și norocul patriei în mână.
stimați prieteni din Covăsâns și împrejurimi, am dat un mic interviu pentru televiziune de-a dumneavoastră și mi s-a pus întrebarea dacă mă simt bine pe aceste meleaguri și dacă am venit cu bucurie și cu plăcere încă o dată pe la dumneavoastră. Trebuie să vă spun că întotdeauna în această parte a țării, în această minunată zonă, cu oameni de excepție și nu fac eforturi să spun lucruri mari, și trebuie să vă spun că am fost îndrăgostit de Arad dintotdeauna, am și o progenitură cu care dumneavoastră vă mândriți, care ne cheamă Petrică Pașca. Și am constatat că venind alene astăzi după masă înspre Covăsâns, că nu numai oamenii sunt buni prin această parte a locurilor, nu mai vorbesc de peisajele feerice, hărnicia primarului dumneavoastră, a domnului părinte care se străduiește să ne readucă la adevăr, la păstrarea limbii, obiceiurilor și tradițiilor noastre românești. Acest minunat sfânt pe care l-am cunoscut, domnul profesor Florea, de la care am învățat în perioada studenției mele ce înseamnă a-ți iubi țara, neamul, tradițiile, cântecele și dansurile neamului în care te-ai născut. Odihnească-l bunul Dumnezeu și, după cum am aflat, nu este departe de noi și sunt convins că din ceruri de acolo ne-a auzit mesajul pe care l-am transmis în această frumoasă după masă și aplauzele fierbinți cu care dumneavoastră ne-ați primit. Și am constatat încă un lucru, că numai oamenii sunt buni pe aceste minunate locuri în care ne aflăm și mi se pare că pentru prima dată am constatat că nu numai că e bun, îmi și place că am trecut prin Miliș și eu sunt băutor de Miliș de când eram mic. Așa că închină un pahar din sufletul meu în sănătatea dumneavoastră și a familiilor și dați-mi voie ca omajul să vă transmit mesajul Europei pe care dumneavoastră cu prisosință îl meritați. Thank you.
Domnul Dumitru Fărcașu, dacă îmi permiteți, ați obosit puțin. Ne-ați delectat după masa asta cu taragotul dumneavoastră fermecat și vă rog să primiți din suflet din partea noastră a parohiei ortodoxe din Covăsânt, la domnul părinte preot, un mic cadou. Vă mulțumim încă o dată și aplauze pentru domnul Dumitru Fărcașu. Marșul de plecare din emisiunea Tezaur Folkloric, nu plecați nicăieri, pentru că noi mai avem surprize pentru dumneavoastră. Avem niște tineri frumoși pe care i-ați văzut la diverse posturi de televiziune. Au luat numeroase premii în ceea ce privește dansul popular. Este vorba de ansamblul Spicu din Olari, condus de...